Adela Dănilă vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua și bine v-am găsit la știrile prânzului pe TVR Moldova. Iată câteva titluri. Urmărirea penală în cazul tentativei de asasinare a lui Vlad Plahotniuc a fost trimisă în judecată. 7 din cele 13 persoane implicate au fost puse sub învinuire. Oficial din România și Republica Moldova, militari, dar și puținii veterani care au rămas în viață, au depus flori la cimitirul eroilor români din Chișinău, de ziua Armatei Române. Proceduri simplificate pentru agricultori. Din 2018, tinerii fermieri vor primi subvenții în avans. Urmărirea penală în cazul tentativei de asasinare a lui Vlad Plahotniuc a fost încheiată și trimisă în judecată. Procurorii au declarat astăzi că 7 din cele 13 persoane implicate au fost puse sub învinuire. În cazul celorlalți, măsurile de investigare continuă. Unul dintre organizatorii principali, Parhomenko, a declarat procurorilor că cel care ar fi comandat omorul este un om de afaceri aflat în Rusia, Grigori Caramalac. În organizarea tentativei de asasinare a liderului Partidului Democrat ar fi implicat persoane din Republica Moldova și Ucraina. Grigore Caramalac a fost pus sub învinuire și este anunțat în căutare internațională. Procurorii vor cere din nou extrădarea sa. Organele de drept din Rusia au refuzat odată acest lucru pe motiv că este cetățean al Federației Ruse. Cei 7 indivizi implicați sunt învinuiți de pregătirea omorului, trecerea ilegală a frontierei, deținerea de arme și substanțe toxice. Grigori Caramalac ar fi cerut asasinarea lui Vladimir Plahotniuc pentru că interlopul ar avea în Republica Moldova mai multe cauze penale care sunt în desfășurare. Învinuiții riscă de la 10 până la 20 de ani de închisoare. Cei care intră în România prin Vama Albița sunt întâmpinați cu un drum de coșmar. Șoseaua este plină de gropi și nu a mai fost reparată de ani de zile. Cine este vinovat de această situație, aflați mai târziu din Telejurnal. Parlamentarii de la Chișinău discută astăzi și mâine la Strasburg cu deputații din Legislativul European despre asistența financiară de la Uniunea Europeană. Ei se reunesc în cadrul Comisiei Parlamentare de Asociere Republica Moldova-UE și vor aborda inclusiv situația din sistemul bancar, evoluția reformelor și libertatea presei. Autoritățile de la Chișinău speră să primească la începutul anului viitor asistență de 100 de milioane de euro promisă anterior de Uniunea Europeană. Inițial, Chișinăul aștepta să primească tranșă de bani la sfârșitul acestui an, însă unele grupuri politice ale Parlamentului European au amânat decizia din cauza schimbării sistemului de vot din Republica Moldova. Principalul punct de discuție în cadrul Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană în Republica Moldova va fi reforma în justiție. Anunțul a fost făcut de eurodeputatul Norica Nicolai într-un interviu acordat postului TVR Moldova. Referindu-se la prioritățile pe care ar trebui să se axeze Chișinăul în continuare, Norica Nicolai a punctat reforma justiției, domeniu în care Republica Moldova livrează rezultate slabe. Cred că dacă am reușit să terminăm aceste reforme, cred că ar fi foarte, foarte bine și util pentru a nu a mai avea probleme cu accesul la cele 100 de milioane pe care Republica Moldova trebuie să le primească. În al doilea rând, chestiunile care țin de serviciile financiare și situația actuală din sistemul bancar. Acum două săptămâni, Uniunea Europeană a anunțat oficial că nu va oferi cele 28 de milioane de euro destinate reformei în justiție. Nu e vorba de o lipsă de încredere, ci e vorba de o anume lentoare în realizarea reformelor. Pentru reforma sistemului de justiție știți foarte bine că în materie de procurori e nevoie să punem și în acord Constituția cu sistemul judiciar. Singurul lucru este necesar este să accelerăm cumva cursul reformelor pentru a nu mai înregistra întârzieri. La Chișinău, anul 2017 este unul preelectoral. Prin urmare, eurodeputatul speră că reformele nu vor fi afectate de luptele politice. Dacă cu sprijinul experților europeni vom reuși să le accelerăm, cu siguranță șansa va fi majoră ca anul următor să găsească atât populația Moldovei cu mai multă încredere în Uniunea Europeană, cât și Uniunea Europeană să nu mai aibă îndoieli cu privire la ritmul reformelor.
La raport în Parlament, conducerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova va fi audiată pe 8 noiembrie legislativ cu privire la carențele depistate la examenele naționale de bacalaureat pentru anul de studii 2016-2017. Deputații au cerut responsabililor de la minister să vină cu informații despre calitatea testelor, grila de evaluare, modalitatea de organizare a sesiunii, dar și despre gestionarea financiară. Decizia vine după ce s-a demonstrat că unii item din testul de la fizică din acest an de la BAC au fost de nerezolvat. Anterior, viceministrul educației Lilia Pogolșa a declarat că procedura și metodologia de organizare a examenelor a fost una subiectivă, iar testele depășeau nivelul mediu de cunoaștere a materiei. Deputații au cerut ministerului să propună modificarea și îmbunătățirea procedurii de desfășurare a examenelor. Proceduri simplificate pentru agricultori. Începând de anul viitor, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură va introduce sistemul electronic de depunere a dosarelor și va oferi tinerilor fermieri posibilitatea să acceseze în avans subvențiile. Experții spun că acesta este un pas spre debirocratizarea sistemului și pentru încurajarea fermierilor să investească în sectorul agricol. Începând cu anul viitor, vom lansa două produse noi sau două activități noi, una legată de subvențiile în avans sau subvenționarea proiectelor startup. Vrem să lansăm serviciu electronic de depunere online a cererilor din partea producătorilor agricoli. Mulți din agricultori se află la distanță mare de oficiile noastre regionale. Potrivit experților, depunerea online a dosarelor pentru subvenționare va debirocratiza sistemul, iar alocarea în avans a subvențiilor va încuraja tinerii să investească în sectorul agricol. Sistemele automate amplifică beneficiile unui proces. Primul pas trebuie să fie optimizarea procedurii, de aceea se conlucrează cu agenții din țările membre ale Uniunii Europene pentru a prelua cele mai bune practici. În acest an, pentru fondul de subvenționare, statul a alocat 900 de milioane de lei, dintre care 340 de milioane au fost utilizate pentru stingerea datoriilor din 2016. În același timp, 231 de milioane de lei au constituit contribuția Uniunii Europene prin programul EMPARD. O lumânare în memoria celor care și-au apărat țara cu devotament și curaj. La Chișinău a fost marcată astăzi Ziua Armatei Române. Oficiali din România și Republica Moldova, militari, dar și puținii veterani care au rămas în viață, au depus flori la cimitirul eroilor români din Chișinău. Aleluia, aleluia! Înseamnă ceva sfânt, o amintire minunată ca în toată viața. Petru Ciobanu are 94 de ani, iar amintirile despre Armata Română au un loc aparte în inima lui. A intrat în cel de-al doilea război mondial pe când își făcea studiile la școala militară. După 23 august de când am întors, ara venim împotriva germani. Și de acolo am vărs până la graniță cu Ungaria, când au ajuns de armatele aliate. Da, da. De ori cu școala am fost acolo. Ne-am întors după în România. După încheierea războiului s-a întors acasă. Acasă, că nu era statul român din care m-am născut, era alt stat. Mai mic un pic. Cu alte concepții, cu alte idei, cu alte limbi, obiceiuri. Unii au fost persecutați. Foarte grea a fost. Pentru a păstra vie amintirea celor care au luptat cu vitejie pentru a-și apăra țara, an de an, la 25 octombrie, este sărbătorită Ziua Armatei Române. La Chișinău, evenimentul a fost marcat cu o slujbă religioasă și o depunere de flori la cimitirul eroilor români. În această zi, omagiem pe toți soldații și căzuți pe câmpurile de luptă, pentru care devotamentul, curajul și datoria față de patrie și tricolor au reprezentat crezul suprem. Totodată, această zi reprezintă sărbătoarea militarilor români care își servesc patria hotărâți și dedicați. Este o zi în care cu toții trebuie să vărsăm o lacrimă de recunoștință pe mormântul ostașilor noștri care s-au jertfit pentru țară, dar în același timp să ne și aducem aminte de tot ceea ce a făcut Armata Română pentru transformarea României, pentru modernizarea României, pentru apărarea democrației și a libertății. În această zi, în anul 1944, în urma bătăliei de la Carei, Transilvania de Nord a fost eliberată de sub ocupația hortistă. În Republica Moldova au mai rămas mai puțin de 50 de veterani ai Armatei Române.
Astăzi este ziua regelui Mihai I, care împlinește 96 de ani. În onoarea sa, unii dintre cei mai talentați elevi sau studenți care au șansa nesperată să cânte în orchestra Fundației Principesa Margareta vor susține un concert aniversar al regelui Mihai. Este un concert caritabil care are loc o singură dată pe an. Li se vor alătura nume mari ale muzicii românești cu cariere internaționale impresionante. Muzicienii în orchestra Fundației Principesa Margareta fac ultimele repetiții. Vor cânta pentru ziua regelui la Ateneul Român, alături de nume mari ale muzicii românești. Este o onoare pentru mine. Știu că mulți dintre colegii sau prietenii mei și-ar dori. Este un concert foarte important, este un concert regal, este un concert care cântărește foarte mult. Câțiva dintre muzicieni sunt bursieri ai Fundației Fiicei Regelui Mihai. Sunt foarte talentați, dar nu își pot cumpăra instrumente și nici să meargă la cursuri specializate. Își împlinesc visul prin programul Tinere Talente al Fundației Principesa Margareta. De 4 ani sunt în orchestra dirijată de Tiberiu Soare. Am fost sprijinit financiar de Fundația Principesa Margareta, iar acest lucru m-a pus în contact cu oameni foarte influenți, oameni cunoscuți, iar acest lucru m-a propulsat așa pe... în lumea muzicii. Banii pentru bursele lor provin în mare parte de pe urma acestui concert caritabil. Tinerii au astfel ocazia să primească și lecții de la profesor sau mentor, precum tenorul Teodor Ilincăi. E chiar cea mai bună parte, din punctul meu de vedere, să fii bursier. Mentoratele sunt crema. Teodor Ilincăi oferă și o bursă pe care a numit-o Corneliu Fânățeanu după mentorul său. Marele tenor este mezinul unei familii cu 13 copii și până să se afirme s-a întreținut singur. Am fost cântăreț de biserică foarte multă vreme. Am avut un cor pe care îl dirijam, dar asta cumva mă împiedica să studiez temeinic. Tinerii aceștia, având puțin ajutor financiar, poate reușesc să se canalizeze mai mult spre studiu. Peste 300 de tineri au primit burse de peste 1.200.000 de euro din partea fundației, iar concertul caritabil reprezintă cadoul pe care principesa moșenitoare îl face regelui Mihai. Cei 96 de ani ai majestății sale vor fi aniversați la reședința din Elveția, alături de principesa Maria, fiica cea mică. Vama Albița este unul dintre cele mai tranzitate puncte de frontieră din țară. La intrarea în România, venind din Republica Moldova, drumul de după punctul de frontieră arată mai rău ca un drum de țară pe care nu s-a mai pus asfalt de 10 ani. Situația este rezultatul unei împărțiri atribuțiilor între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Direcția Regională Vamală Iași. TVR Iași a cerut lămuriri de la Ministerul Finanțelor, de care aparțin vămile, dar nu a primit niciun răspuns. Potrivit constructorii, asfaltarea nu ar lua mai mult de 3 zile. Pentru cine ajunge prima dată la Vama Albița, toate aceste manevre ar părea proba practică la permisul de conducere. Realitatea este însă mult mai dureroasă, mai ales pentru șoferii de tir nevoiți să facă slalom printre gropile de la Albița cu 10 de tone în camioane. Normal, ca de țară. Da, cu căruța spate, suie de mers. Cum faci mașina când treceți cu atâtea tone prin găurile astea? De la volan te arunc în partea asta, între din partea asta te arunc acolo. Totuși aveți o cabină mare, da. Chiar așa tare vă aruncă? În tir, da. Cum fac 22 de tone când trec prin gropile astea? Plâng și îmi spun mie, ca proprietar, vezi că mai trebuie schimbat aia. Totul este rezultatul unei originale împărțiri a atribuțiilor între drumurile naționale și Direcția Regională Vamală Iași. Același punct de trecere a frontierei, Albița, două realități însă. În vreme ce intrarea în țară este gestionată de către autoritatea vamală, carosabilul de pe ieșirea din țară este gestionat de către drumurile naționale. Aici, drumuri ca în palmă. Aici, coșmarul șoferilor. Reprezentanții vămii nu au făcut niciun comentariu în fața camerei și nici în fața autorităților vasluiene. Astfel că prefectul județului a ajuns să trimită memorii la Ministerul de Finanțe și Ministerul Transporturilor pentru a le aduce aminte de Vama Albița. Vreau să vă spun că am văzut inclusiv tiruri, mașini mari rămânând suspendate, osiile rămânând suspendate datorită adâncimii gropilor de acolo. Și ce e de făcut? Am găsit o soluție împreună cu prefectul județului Iași de a întocmi un memoriu comun, lucru ce l-am și pus în executare. Pe aici intră în țară un sfert din traficul rutier de marfă. Potrivit estimărilor constructorilor, asfaltarea carosabilului nu ar lua mai mult de 3 zile. Deocamdată însă nimeni nu pare să aibă drum bun la Albița.
Asistăm la inaugurarea unui, hai să zic, unei afaceri de familie, care iată s-a cristalizat prin diferite componente care le găsim aici, componente tradiționale. Dacă până acum îi frapam pe turiștii străini doar cu bucatele, deci acum deja am început să le arătăm și din tradiție și din viața ecologică. Când am văzut că ce facem noi, e imposibil ca să te mai ajute, aceasta de acum ne-a mobilizat și mai mult. Perspectivele de dezvoltare a turismului în Republica Moldova sunt din ce în ce mai pronunțate, în special în domeniul agroturistic. Care sunt proiectele ce contribuie la acest proces? Vă invit să aflați astăzi la Obiectiv Comun. Ucraina a fost din nou victima unui atac cibernetic. De această dată, hackerii au vizat calculatoarele de la aeroportul internațional din Odessa și de la metroul din Kiev. Autoritățile au confirmat aceste probleme și au cerut ca rețelele de transport să fie în stare de alertă, relatează Reuters. Poliția și Ministerul Infrastructurii de la Kiev spun că nu pare să fie un atac în masă asupra țării. Banca Centrală a Ucrainei a anunțat că sistemul bancar funcționează în regim normal. Ucraina acuză și de această dată Rusia că ar sta în spatele tuturor atacurilor cibernetice care au loc în mod constant asupra instituțiilor și companiilor importante. Moscova neagă orice implicare. O furtună puternică a transformat un aeroport regional din statul american Carolina de Nord într-un cimitir de fiară vechi. Vântul extrem de puternic a distrus hangarele și a mutat din loc avioane de mici dimensiuni și mașini. Și este doar un exemplu al prăpădului lansat în urmă de o serie de furtuni care au lovit statele Carolina de Nord și Carolina de Sud. Peste 200.000 de locuințe au rămas fără electricitate. Mai multe clădiri au fost avariate, iar copaci smulși din rădăcini sau rupți de vânt au căzut peste mașini. Potrivit unor meteorologi, pe alocuri furtunile au fost însoțite și de tornade. Noua județe din România au fost și în această dimineață sub cod galben de vânt. Au fost rafale puternice în zona de sud-est a țării. Din cauza vântului și a valurilor mari, porturile la Marea Neagră au fost închise. La Brașov, două ambulanțe parcate în fața sediului Crucii Roșii au fost avariate de un copac. Nu avem bani din altă parte, trebuie să facem servicii. Suntem în situația în care o luăm de la zero, probabil, să vedem cât vor costa reparațiile, ce presupune, cât timp va trebui să stăm iar cu mașina. Două curse aeriene care ar fi trebuit să plece din Craiova spre Roma și Bologna nu au putut decola la timp din cauza condițiilor meteo. Cei 300 de pasageri au fost preluați de alte aeronave după mai bine de 6 ore. Pe Valea Prahovei a plouat torențial, la Sinaia mai multe zone au fost inundate. La peste 2000 de metri a fost viscol și s-a depus un strat de zăpadă de peste 15 cm. Și mai multă zăpadă a căzut pe Transalpina, care a fost închisă traficului rutier. Iar la malul mării, rafalele de vânt ating viteze foarte mari. Din cauza vântului puternic și a valurilor foarte înalte, toate porturile de la Marea Neagră au fost închise. Mai mult decât atât, și manevrele portuare au fost suspendate. Candidata la președinția Rusiei, Xenia Sabceac, și-a prezentat staful de campanie și a dezvăluit o parte din strategia prin care dorește să strângă cât mai multe voturi. Într-o primă conferință de presă, ea a negat cu vehemență zvonurile potrivit cărora candidatura sa la prezidențiale din primăvara anului viitor ar fi fost aprobată de Kremlin pentru a o contracara pe cea lui Alexei Navalny, principalul opozant al puterii. Cu amănunte vine Liviu Iurea. Echipa cu care Xenia Sabceac pornește la drum este formată din oameni tineri, creativi și cu destulă experiență în campaniile electorale. Mai prost stă la capitolul finanțe. Xenia recunoaște că are nevoie de bani, așteaptă sponsori, însă refuză din start ajutor financiar din partea Kremlinului sau a unor structuri mafiote. Vibere eta dorogă. Vibere trebuie от нас того, чтобы мы собирали эти средства. Пока у нас очень скромная компания, но, естественно, штабы – это важнейшая часть. Во всех крупных городах России у нас будут штабы. Мы будем вести эту деятельность, эту компанию. Xenia Sabceac vrea să atragă voturile celor care sunt împotriva actualei puteri și a celor care s-au săturat de veșnicii candidați cu rol decorativ la prezidențialele din Rusia, cum ar fi Ziuganov, Jirinovski sau Yavlinski. Se gândește la așa numitul vot împotriva tuturor, o opțiune care a fost scoasă de pe buletine. Pe asta și mizează Xenia. Ea speră că acest vot de protest să îi unească pe oameni. La prima apariție în public, Xenia a
făcut deja o declarație care a stârnit reacții vehemente din partea elitei politice de la Moscova. Este primul candidat la președinție în Rusia care a spus clar și răspicat că peninsula Crimeea aparține de fapt și de drept Ucrainei. Declarația s-ar putea să o coste pe candidată, pentru că o serie de politicieni și juriști apropiați Kremlinului s-au sesizat deja și spun că o asemenea afirmație poate fi încadrată penal, fiind echivalentă cu un demn la separatism sau extremism. Din Moscova, pentru Telejurnal, Liviu Iurea. Lucrările de întreținere la pistă le-au dat bătăi de cap piloților care voiau să aterizeze azi dimineață pe aeroportul internațional Chișinău. După ce s-au zburat în spațiul aerian al Republicii Moldova o perioadă de timp, așteptând informații de la sol, cursele care veneau de la Lisa și Dublin au fost redirecționate în cele din urmă pe aeroportul din Iași, unde au aterizat cu bine. Într-un comunicat al administrației aeroportului se spune că pentru a nu perturba orarul zborului și pentru a asigura un nivel înalt de siguranță, securitate și confort pentru toți pasagerii, întreținerea pistei se face pe timp de noapte. Dar în această dimineață, pentru că a fost nevoie de unele lucrări suplimentare, aterizarea avioanelor a fost permisă cu o oră și 25 de minute întârziere. Republica Moldova ar putea primi un credit de 25 de milioane de dolari de la Banca Mondială. Detalii, dar și alte informații în știrile pe scurt. Doi bărbați din Edineți au fost arestați pentru trafic de influență după ce au cerut de la două persoane, soț și soție, 1200 de euro cu promisiunea că le vor facilita obținerea permiselor de conducere. Suspecții susțineau că au influență asupra comisiei care evaluează candidații înscriși la examenul auto. Au primit un avans de 600 de euro în luna august, iar când urmau să primească și restul de bani au fost reținuți de ofițerii anticorupție. Acum riscă până la 6 ani de închisoare sau o amendă de până la 200.000 de lei. O nouă perioadă de posibilități investiționale pentru femeile din business a fost lansată, cea de-a doua componentă a programului Femei în Afaceri, destinată granturilor mici pentru dezvoltarea afacerilor administrate de femei. Dosarele pot fi depuse până pe 30 noiembrie și pot participa doar cele care gestionează o întreprindere de mai puțin de 2 ani. Valoarea maximă a grantului va fi de 165.000 de lei. Din acești bani, 110.000 sunt destinați procurării echipamentului necesar, softuri și lucrări de renovare, iar alte 55.000 sunt pentru serviciile de dezvoltare și promovarea afacerii. Programul Femei în Afaceri a fost lansat în 2016 cu o perioadă de implementare de 3 ani, iar statul s-a angajat să ofere 51,5 milioane de lei. La o întrevedere între ministrul economiei și infrastructurii Octavian Kalmuk și directorul executiv al Băncii Mondiale, Frank Heemskerk, s-a ajuns la concluzia că în următorii ani ar putea fi dezvoltate mai multe proiecte în Republica Moldova. Banca Mondială ar fi gata să ofere un credit de 25 de milioane de dolari Chișinăului pentru proiecte legate de schimbările climaterice, care au un impact asupra evoluțiilor economice, de mediu și infrastructură. Televiziunea Română din nou premiată. Știrile TVR au primit un trofeu special la ediția cu numărul 24 a topului firmelor din București pentru modul în care a prezentat evenimentele din sfera economică. Premiul Trofeu Ioan V. Socek se acordă Televiziunii Române pentru obiectivitate și profesionalism în reflectarea fenomenului economic. De numele lui Ioan V. Socek, care a condus Camera de Comerț la sfârșitul secolului al XIX-lea, se leagă măsuri importante precum înființarea instituției creditului industrial. Camera de Comerț acordă această distincție în fiecare an unui singur reprezentant media, care a demonstrat profesionalism în prezentarea subiectelor din domeniul economic. Televiziunea Română a reușit, după opinia noastră, cu mare succes, să promoveze câteva elemente, criterii și dezbate pe ceea ce înseamnă nevoia de performanță, oportunități de afaceri. Este într-adevăr un moment special pentru echipa, întreaga echipă a TVR. Informația este putere și asta încercăm, ca prin știrile noastre publicul să devină mai puternic știind ceea ce se întâmplă și ceea ce este important pentru el. Tocmai de asta muncim, asta ne face să continuăm. În cadrul evenimentului au fost premiate și cele mai performante companii din 6 domenii: servicii, comerț, cercetare, dezvoltare, construcții, producție industrială, agricultură și turism.
Cea mai accesată știre de pe site-ul nostru vorbește despre ceremoniile militare și religioase dedicate Zilei Armatei Române. Amănunte găsiți pe site-ul nostru tvremoldova.md. Doamnelor, domnilor, cam atât pentru această oră. Vă aștept și la 18 cu mai multe informații. O după-amiază reușită vă doresc. La revedere!